Și acum facem plin înainte de curse cu niște Max Motion corect, să meargă dizeluțul nostru bine. Ție mai mare plăcere de când au scăzut prețurile la motorină să bagi de-aia scumpă. Salutare mașiniști, după 11 ore pe un drum Arad, pe un drum București-Arad, am ajuns și noi în sfârșit la Arad. Am petrecut extraordinar de mult pe Valea Oltului, mulțumim România, a fost extraordinar. N-am dormit cam deloc, pentru că ne-a luat drumul mult mai mult decât trebuia. Am ajuns în sfârșit la Arad, gata să vedem ce poate să facă jucăria noastră după ultimul upgrade de turbo. Și un mic update și la softul de DSG pentru a face față la puterea actuală. Urmează să vedem dacă e și aderența cu noi și dacă e și launch-ul cu noi, cele două variabile în care țin de scoaterea unui timp bun. Dar acum nu mai pierdem timpul, e ora cam 9 dimineața, ne ducem să ne înscriem ca să nu se facă coada extrem de mare la înscrieri, deși cred că deja sunt câteva mașini acolo. Avem aici fix urma de la autocolantul de anul trecut. Lipim fix în același loc să nu mai facem două urme. Ba, tot am făcut două urme. Pentru colantări nu apelați la noi. Avem un prieten foarte bun, Răzvan, care e și el cu noi aici. Da, eu e clar că nu-i meseria mea. Hai că am pus până la urmă în același loc aproximativ, plus minus. Cu eroare mică. Hai, merge. Ce să facem? Am mai reglat la suspensia spate, e caldă, murim, cred că o să-mi dau jos hanoracul ăsta. Și mă duc un pic să plimb DSG-ul, să plimb cătelul. Și după ce îl dau două ture mici, ne așezăm și noi la primul ran. Doamne ajută să fie bine ca să fie rău. Thank you.
Acum la start un Lupo pe culoare din dreapta și un Polo pe culoare din stânga. Încerc. 11.83, băieți, am mers launch-ul, am patinat cam mult, 2.05, 60 feet, data trecută am reușit 1.99 și însă am plecat sărănește, adică a fost păreală direct, i-am dat de toți banii, dar am mers mai tare și ia să vedem ieșirea. Ieșire 197.72, avem în sfârșit mai mulți cai, băieți, avem și noi cai la noi, da? Anul trecut am terminat numai 190, 191, cum s-a putut? Dar anul ăsta we have the power. Și se putea mai bine pe 0-100 pierd mult. O să mă uit și la Draghi. Am filmat și Draghi și o să-l aveți și aici. Dar stai așa că vine și pasul. 11.83 a mers totul bine. 11.83? Am trecut, am scos 11.91. E un pic, cred că prea violentă pe 0-100. Patinez, încă patinez. E bine. 4, nu știu cât căcat, 4.23, 0.100. Și 100-200 cât a mers? 100-200. Da, merge mai încet ca pe stradă, da? O pleci cu ea încălzită, încinsă. Cred că asta e problema. Răcește un pic înainte. Nu e foarte încinsă, are 60-70 de grade apa. Nu mă apa, mă, intercoolerul, admisia, să încing. Face hit-soc cât stai tu aici jumătate de oră. Încerc, cu încerc, bine, n-am stat pornită tot timpul. N-am stat pornită tot timpul. Nu contează, și cu motorul oprit, se încălzește tot compartimentul. Dar pe 0-100 nu. Hai că am plecat. Hai. Cer să plec mai ușor, să o controlez un pic, să scădem sub 3, că e posibil să scădem la 3 secunde și ceva. Dar a mers bine, a mers bine, băieți. Hai că ne aliniem, mai încercăm, mai dăm 1. Ce dracu să facem? Acel moment când treci pe lângă Cupra Formentor benzină la 150 sau cu Dumnezeu aveam, când i-a dat a patra, deja am început să-i dau, ia să vedem care au fost timpii de curiozitate. 12.1 el, 11.86 eu. Un pic mai slab și un pic mai bună viteza de ieșire, 198.13. Bă, nu e rău, doar că 0-100 încă nu-l stăpânesc, încă nu-l stăpânesc. Momentan avem doi timpi suficienți pentru calificare, la 11.83 nu avem niciun fel de efort, nu avem niciun fel de stres. Cred că trebuie să prindem un pic un hit shield la evacuare, să aude un pic ceva, dar a mers astea, ne-am dat, ne-am distrat, am făcut timp, o mai lăsăm să mai răcească un pic și poate mai dăm pe la 5, pe la 6. Mai des o dată, mai des o la piuliță. Mai nepregătit de plecare astăzi, cred că deja oboseala spune
spune cuvântul. Și prima dată n-am fost atent că nu se tura motorul, după aia am turat din nou, s-a turat, dar cred că am plecat foarte sus în ture. Foarte sus în ture. 100-200 însă a mers mai bine. A mers mai mai tare, însă 2-2 60 feet, de aia am și scos atât de prost. La cor, mă, la cor. La cor, mă, la cor. Așa, mersi. Bravo, bă, felicitări. Mersi frumos. 11-6 ai văzut? Sau cât ai dat? 11-6-71 acum. 11-6-9. 11-6-9. Uite pe bilet. 11-6-9, atâta era Draghiu. Nu. Ah, eu am văzut pe Draghi, n-am văzut biletul. 11-6-9. Bravo, mersi. Bine, bă, băiatul, cu aia a mers bombă, ești nebun. Da, mă. Da, mă. Rat. Mașina aia documentează toată lumea. Mulțumesc băiatului care m-a felicitat, e cu golful 4, dar am pierdut în fața lui în prima etapă. 11-69, dar să moară mă, s-a dănat, n-a plecat, a sărit bordul. Deci efectiv, a sărit bordul. A sărit bordul când a plecat. Problema e că nu e foarte repetabil o plecare de asta, să moară mă, s-a. A. Nu e foarte repetabil o plecare, dar a plecat. A plecat, a rupt. A rupt, efectiv. Deci a plecat. Bine, în mașină a plecat tare, dar tot haos s-a simțit. Adică eu nu prea știu. Bravo, copile! Bravo! Nu prea știu când merge tare. Pentru că mașină, poate vă fac un draghiș de mașină să vedeți. E haos ce face volanul. Voi nu știu cât vedeți pe Draghi, dar nenorocire. Bună dimineața, ziua 2. Ce se întâmplă? Preluăm aici legătura cu acest microfon profesionist. Ziua 2 nu se întâmplă decât că punem din nou cauciucurile și mai încercăm un best time, teoretic cu mașina rece, față de timpul de ieri de 11.69. Pe 100-200 am mers mai prost un pic decât bestul, pentru că era al doilea run. Înainte am dat un run cu plecare proastă, dar 100-200 bun. Acum poate reușim și mai bine, să reușim motorul mai rece, să nu fie așa de heat soap. Cu cât te dai run după run, run după run, cu atât mergi mai greu. Și în momentul în care este mai rece, poate reușim și aderență și motor mai rece, deci un timp mai bun. Doamne, eu știu, vedem. Calificări. După ora 12 vom opri calificările și vom pregăti pentru dumneavoastră finalele. Ce era?
la 10-4 cu la lui stânga. 11-5, bă, băiatule. Bine, bă, bine. Cât am, bă, dă-te-mi, bă, cum v-am 11-56, dă-te-mi, dă-te, dracu, că-i bine, bă, haide, dă-i, bă, cum v-am 11-56, bă, cum, bă, cum, bă, 11-56, bă, dă-mi, că-i mașina aia de râde toată lumea, tot internetul râde, tot internetul râde, aia că n-are planetare bune, că nu m-a ascultat pe mine șeful la care turbină de-aia din afară, dar nu merge. Tot internetul râde. Tot internetul, toate grupurile, toate colțurile. Cum, bă, 11-56? Du-te-mi. Și am crezut că am plecat prost. Deci, efectiv, nu știu dacă înțelegeți, cred că am pulsul 400 acum. Deci, efectiv, n-ai cum. Eu am crezut că am plecat prost, că a făcut aderența, a făcut 100-200, nici n-am văzut. Ăsta cât dracu mai zic că am făcut, că nici n-am văzut 400 de metri, unde naiba scrie? A, am scris și ăsta 11.53, eu n-am. Am văzut 11.78.0.200, am zis, cum, bă, 11.5, las-o, mașina aia de pe internet râde, toată țara râde, peste tot, toată lumea râde, la toate colțurile, toate gardurile să râde. Hai, nu opri! Bine, bă, băiatul, ei! Nu opri, lasă-mi! Pregătit, Marian? La fel de pregătit cum am fost de fiecare dată. Să sperăm că DFG-ul este pregătit și el de plecări și de tot băieții. Eu nu mă consider mai pregătit sau mai nepregătit ca în alte etape. Însă, cumva, îmi apasă oarecum pe suflet, pe creier, pe așa mai departe, faptul că știu că mașina nici n-am butonat la aia cine știe ce, pentru că asta și are anumite chestii care sunt sketchy, care sunt okay. Eu las că merge și așa și pare rău acum când îl văd, e ca un copil de la care poartă bine și când îl vezi că ia 10 și îi dai seama că a plecat cu Adida și rupt în picioare, pare rău că așa ceva și eu acum, dar pe viitor categoric, mai umblăm și sub capotă, mai face un pic mai curat, că e dezordine pe acolo, fire peste tot, furtune peste tot. Mai umblăm și mecanic la niște chestii care știm că ar mai suporta îmbunătățiri sau refresh, să nu ne trezim că rupem ceva pe aici pentru care ani de zile de abuz. Și ce pot să zic, așteptăm finala ca toată lumea și vedem ce e. Power! Urmează grupa de sub 1801 cu 1804, 1805 cu 1802. Ia, dau și asta că nu mai am nevoie de ele ce pune. Aplauze, vă rog, pentru finaliști.
asta mergem mai departe. O simte, mă uitam mai devreme la tine și a venit niște gesturi de vișinesc, așa, de securist. Un minut să vin zona de start. Lasă că oricum nu e al următor acum. Trebuie să facem o ședință de... să te prezentăm ca nou șef de la Dragnezi. Mulțumim în mod special și prietenilor noștri de la Dop Motorsport, cu care știți că am început canalul de YouTube acum mulți, mulți ani. Am făcut clipurile alea care pe vremea respectivă erau revoluționare, nu înțelegea nimeni nimic din multe chestii. Iar în ziua actuală am ajuns împreună să lucrăm la acest mic proiectel. Eu făcând partea mecanică în mare parte, ei făcând partea electrică și partea de soft de cutie, care de data asta a funcționat. Pe partea cu launch însă, este un subiect foarte delicat pe DC15, pentru că se mai întâmplă să facă figuri și altor concurenți le fac figuri DC15, chiar și DC16, da? Cu DSG-ul este încă un teritoriu, după părerea mea, un pic neexplorat pe diesel, să zicem așa, și nu toate merg chiar perfect. Însă pentru etapa asta,
considerăm că am mers suficient. De problema cu launch-ul eram perfect conștient că nu s-a rezolvat. Săptămâna trecută, cred că am băgat mașina în launch de 100 de ori, ne-a făcut de 3 ori, dar a făcut. Adică eram sigur că acest risc există, însă, după cum am spus, nu este, după părerea mea, un lucru rău. Mai avem de lucrat un pic, dar categoric la 11.56 suntem pe drumul cel bun. O să continuăm cu prietenii noștri de la DOP să mai deslușim ițele misterului launch controlului pe EDC-15 și să sperăm că îi dăm de cap pentru următoarea etapă. Poate luăm locul 1 sau, mai bine decât locul 1, poate mai dăm un nou best în etapa următoare. Încheiem această etapă cu un loc 2, dar eu eram perfect mulțumit și dacă nu luam absolut niciun fel de loc. Din punctul meu de vedere, eu sunt într-o continuă competiție cu mine și eu vreau să-mi demonstrez mie și vouă, celor care mă urmăriți, că putem mai mult, că facem, că învățăm, că creștem mai mult de la zi la zi și că evoluăm. Din punctul meu de vedere, puteam să nu iau niciun loc, la fel cum nu m-ar fi încântat, spre exemplu, acum câteva etape când mergea 13-0 cu manuală, dacă câștigam printr-o tehnicalitate, nu știu, nu-i pleca cuiva mașina sau ceva. Nu mă consideram locul 1 dacă luam cu 12-5, cu 13-0. Eu nu aș fi fost mulțumit, eu personal. Deci o cupă pentru mine putea să fie și locul 3, putea să nu fie nimic. Faptul că astăzi am demonstrat că mașina a mers constant sub 12 secunde, în ultimul an mi-am dat seama că am plecat târziu și 0-ul ăsta a fost încet și reacția a fost încet. Am zis, de ce să omor mașina, nu i-am mai dat. Am ieșit 176 viteză, pur și simplu nu i-am mai dat. Mașina încă merge, se vede că haionul este perfect curat. Este probabil mașina care merge cam cea mai curat din grupă la ora actuală. Am avut viteză de ieșire 199,6, cea mai mare viteză de ieșire din grupă. Cel mai bun timp din grupă, din ce știu eu, la tracțiune față nu s-a mers sub 11.66, era recordul ieri. Astăzi avem 11.56 noi, da? Pentru mine asta este tot ceea ce contează. Nu-mi doream o cupă și nu mă ajută cu nimic o cupă. Și nu m-aș fi bucurat sub nicio formă dacă o luam într-un alt context. Mă bucur că, în primul rând, timpul mașinii este constant în momentul în care avem treaba cu launch-ul, da? Timpul este constant, mașina merge constant, merge tare. Asta este tot ceea ce contează. Pentru mine puteam să rămân fără planetare și să plec acasă fără nicio cupă, să n-ajung în finale, să nu mă dau deloc. Eram perfect mulțumit de faptul că am reușit să atingem timpul ăsta. Din fericire, mașina este întreagă. Chestia electrică care se întâmplă e probabil ceva legat de pompa de ABS. Acum că am văzut că merge, v-am zis, cu copilul ăla care învață bine și are Adidas și rupți, o să mă concentrez puțin mai mult pe ea, pentru că mașina a demonstrat că merită. O să începem acum mulțumirile către toată lumea care s-a... Stați un pic să opresc, că s-a răcit așa. Către toată lumea care s-a implicat aici în ajungerea la această etapă. Și o să începem în primul rând cu Motion Tuning, cei care se ocupă de softul mașinii din ziua 1, da? Și restul de pe tricou, puteți vedea Matchbus, cei care au furnizat turbina care a adus acest record, da? Fără ea am fi mers probabil tot 11.9 ca anul trecut, cu turbina veche tot de la ei. Așa, și restul fiecare a contribuit cu tot ce a putut. Sunt și pe vopsitorie, sunt și băieți care au mai contribuit cu sfaturi, cu diferite ponturi și așa mai departe. Și bineînțeles, pe spate avem și cei de la Motul, da, care ne-au susținut. Anul ăsta avem parteneria și cu cei de la OMV, le mulțumim și lor foarte, foarte mult pentru susținere și pentru absolut tot. Și tot tuturor băieților care au fost cu mine și s-au mai ocupat de răcire, de transportul până la eveniment, de absolut, absolut tot. Și până și lui Alex, care filmează și așa mai departe, toată lumea își face mica lor părticică ca să ajungem aici, ca să vă oferim contentul ăsta și aparent și ca să mergem recordul grupei, da? Pentru mine nu contează un loc 2. Mașina, să vedem când va merge cineva sub 11.56. Dacă mă ajută Dumnezeu și mașina și componentele și softurile la toate cele și așa mai departe, anul ăsta vreau eu să merg sub timpul meu. Deci eu sunt într-o continuă competiție cu mine la momentul de față. Știu că timpul cel mai bun este al meu de la ora actuală, pe tracțiune față, 2-0, street, da? Nu vorbim de NOS, nu vorbim de 4x4, nu vorbim de 3-0, nu vorbim de nimic altceva, da?
only diesel, față și 2-0, da? Pe cilindrei asta momentan ținem recordul la grupă și eu vreau să mi-l depășesc în etapele următoare. Dacă până la finalul anului o să luăm un loc 1, dacă o să luăm locuri 3, 2, 7, 5, nu mă interesează. Eu, în primul rând, concurez cu mine. Am vrut anul trecut bestul, am zis, vreau și eu un 11-9, nu vreau să rup, nu vreau nimic. Am visat de când am făcut mașina asta, am zis, bă, are 11 secunde în ea, la cum am gândit eu lucrurile și mai departe. Anul trecut am vrut 11-9, anul trecut i-am zis la ultima etapă lui Dani, vreau 11-6, să mergem și noi să bătem recordul, da? La ora actuală, cu 11.56. Băi, și cu șampanie. Da, așa. Din punctul meu de vedere, v-am zis, locul 2 nu este relevant pentru mine. Avem best time-ul grupei. Eu, față de mine, am mers mai bine și asta vreau să fac în continuare. Cupele sunt cupe, clasamentul e clasament. Eu, față de mine, contează cel mai mult să știu că am făcut mai mult, că am mai depus un pic de efort, că am mai învățat câte ceva, că am mai încercat câte ceva și așa mai departe. Sper că n-am uitat pe nimeni la mențiuni. Îi menționez și pe prietenii noștri de la Coasta de Est, care ne-au găzduit la început și ne-au ajutat să facem când n-aveam garaj, când n-aveam de niciunele. Și nu știu dacă a mai rămas cineva de menționat. Ia să vedem, mai e pe partea cealaltă. Filmează și Haionul, să vadă. Așa. Cam asta este. DM Auto, care ne-a oferit și o parte din piesele de la proiect. După cum am zis, pentru mine cel mai mult contează că mașina ia față de ea, de la etapă a mers mai jos, mai jos, mai jos, mai jos, până astăzi la recordul grupei. Bun, fraților, am ajuns înapoi la București cu jucăria noastră după ce am luat locul 2 la grupă și 11.56, noul timp record al grupei. Ceea ce vă pot spune, după aproximativ 6 ani de YouTube și după, hai să nu zicem 6, cam 5 și ceva, încă n-am făcut 6 ani, vom face undeva în decembrie, și după ce mașina asta și alte mașini ale mele au fost contestate din ziua 1 până în ziua de astăzi, vă pot spune un singur lucru. Chit că mașina asta a fost miștocărită de când a făcut primii metri pe stradă, că vai, că motorul nu știu ce, nu știu cum, că ailaltă nu-i bine, că planetarele sunt sudate, că una alta, da? Nu am renunțat la visul meu și vă sfătuiesc și pe voi să nu renunțați, indiferent dacă aveți un vis, indiferent cine vă comentează, cât vă comentează, cât vă miștocărește și așa mai departe, voi urmați-vă nebunia voastră. Eu sunt constant bombardat în privat de postări pe diferite profile de Facebook, în diferite conversații, cine ce zice despre mine și așa mai departe, am telefonul plin. Mașina asta a fost contestată din ziua 1 până în ziua de astăzi, însă mie niciodată nu mi-a păsat și niciodată nu m-au încetinit comentariile altora și ceea ce s-a spus despre mine, despre mașină, despre ceea ce fac. Absolut totul a fost contestat, și șerpi și tot. Deci nu prea cred că există o chestie la care cineva să fi văzut vreo postare bravo, mă, a făcut ăla o chestie mișto. Totul a fost negativ din ziua 1 până în ziua de astăzi, dar nu am aplecat urechea la ceea ce s-a spus și nu o să o aplec nici în continuare. O să-mi văd în continuare de treabă și vă sfătuiesc și pe voi, dacă aveți un proiect sau dacă aveți o chestie în care credeți, în general în viață, faceți la fel. Să nu vă intereseze de părerea nimănui, vă sfătuiesc să vă urmați visul, indiferent cine ce spune. Și acum, ca să nu mă mai repet, cam ăsta a fost episodul de astăzi. Sper că ați învățat ceva din toată experiența și din ceea ce am făcut eu de la început și până acum. Și până data viitoare, drumuri bune!